La Timișoara, gluma a început să se îngroașe pentru Poli AEK. Gloria Buzău a condus din minutul 25 cu 2-0. În urma unui corner de pe partea dreaptă, mingea a fost trimisă în plasă de Costel Petre după o greșeală a portarului Bogdan. Peste numai 3 minute însă, Poli AEK a redus din diferență prin Zanc cu un șut centrare al lui Stancu. Gloria Buzău a continuat să le facă zile grele timișorenilor și în minutul 68 Apostol a restabilit egalitatea după o fază prelungită de atac a oaspeților. Peste numai 2 minute însă, centrarea lui Mircea Oprea a fost reluată în plasă de Ciprian Prodan și Poli AEK revenea în avantaj, 4-3. La Buzău suntem în minutul 14 și l-aveți în imagine pe Constantinovici, autorul golului timișorean, a fost o lovitură liberă pentru oaspeți. Iată, executată de Stancu, Romeo Stancu. Constantinovici s-a înălțat și a trimis... Aici la Buzău, repriza a început de 4 minute, este 2-0 pentru Politehnica Timișoara, tocmai a înscris Buia, reluarea fazei, aș fi vrut să o avem puțin mai devreme, pentru că, după părerea mea, a fost un offside la timișoreni. În orice caz, scorul este 2-0 și... este practic rezolvată, în care practic Buzăul nu are apărare. Iată și acum această acțiune și șutul în bară expediat de Ciprian Prodan, a fost și plonjonul lui Ionescu lung. Oancea, același Oancea reușește să respingă și el este nevoit să pornească în urmărirea balonului, pentru că, vă spuneam, defensiva buzoiană este super dezorganizată. Iată ce fază în care în sfârșit Zanc puntează. Al doilea gol marcat de Zanc în dubla cu Gloria Buzău. Este 3-0 pentru Poli AEK Timișoara și încep să zboare sticlele de plastic spre suprafața de joc. Buzoienii au ieșit la offside. Probabil că nu a fost. Din păcate nu avem faza. De câteva secunde s-a încheiat meciul de la Buzău, scorul final 3-1 pentru oaspeți. Pentru Gloria Buzău a punctat Dumitru Gheorghe din această fază. Este o superioritate timișoreană incontestabilă, aplaudată de spectatorii rămași în tribune. O superioritate determinată și de tactica sinucigașă a gazdelor. Spre final, meciul a intrat în derizoriu, pentru că fiecare atac al oaspeților se încheia cu ratări monumentale în situații de superioritate numerică. Timișoara rămâne așadar în divizia A și poate că este mai bine așa. Buzăul încă nu este pregătit pentru acest pas. Legătura la Oradea. Asta aici la Buzău, unde oaspeții își salută suporterii. Galeria buzoiană a aplaudat cu fair play succesul incontestabil al timișorenilor. 3-1 victorie în deplasare pentru echipa de pe Bega, care a profitat de faptul că Gloria Buzău a trebuit să iasă la joc în acest meci. Emil Hosulongin este undeva în teren, așteptăm interviurile sale. Emil, te ascultăm. Timișoara a rămas în divizia. Da, a rămas în divizia pentru că a fost obișnuită prea mult cu ora 11 și noi nu meritam acest lucru, pentru că am jucat un fotbal adevărat și un fotbal spectacol. Golgheterul acestui baraj a fost prietenul tău, Călin Zanc. Da, îi mulțumesc pe această cale și eu nu cred că s-a făcut decât datoria. Echipele din divizia se pregătesc de reunire, voi vă pregătiți de vacanță. Asta e dacă ne-am prelungit campionatul din cauza noastră, dar o să avem și noi o bine meritată vacanță, mai scurtă, dar o să avem.